Vă salut, bunii mei prieteni, trecem de zor la treabă. Eu astăzi o să abordez în a doua parte a discursului meu de început, până să trec să răspund la întrebări. O să abordez și agenda internațională, o să o abordez, pentru că este foarte important să înțelegem în ce moment ne aflăm. Și o să vă spun un punct de vedere al meu asupra celui mai fierbinte subiect pe agenda internațională. Războiul pornit de gruparea extremistă și teroristă Hamas împotriva statului Israel și toate consecințele pe care le are pentru politica internațională și ce aici cred eu că se va întâmpla în viitor, inclusiv asupra războiului agresiv pornit de regimul Putin și Rusia împotriva Ucrainei. Eu însă, acum sunt sub impresia, până acum, până se înceapă emisiunea, de obicei eu nu mă abat la altceva, dar acum am privit emisiunea lui Gheorghe Gonță. Emisiunea lui Gheorghe Gonță continuă pe Facebook și eu am să o urmăresc mai departe, dar am vrut să privesc această emisiune din mai multe motive. În primul rând, motivul este situația presei din Republica Moldova. Eu cred că mai grav decât situația în justiție este situația presei din Republica Moldova. Eu vreau să vă spun că eu acum găsesc o justificare pentru această presă atunci când ei erau plătiți de mafioți. Atunci când, spre exemplu, eu aveam acces la Jurnal TV, datorită faptului că patronul acestei televiziuni, Victor Țopa, era un conflict cu Plahotniuc și era interesat ca eu să apar acolo, pentru că eu eram cea mai importantă voce atunci împotriva lui Plahotniuc. Eu am pornit cu ei chestia asta, atunci ei mi-au dat acces la televiziune, iar ziariștii de la Jurnal TV, ca și cum luptau pentru independența lor, pentru că erau plătiți de filat. Ei nu vroiau să mă invite pe mine la televiziune și erau o confruntare. Eu mă făceam că nu pricep chestia asta, dar eu îi vedeam în studio cât de nervoși sunt ei, că eu nu mă adresam lor să mă invite ei pe mine, ca să înțelegeți până la capăt ce-i cu puși la malele astea de presă. De la Mariana Rață, era una Robo acolo, tot ceea ce era ziarism moldovenesc pe acolo. Crișcau, se sufocau. Inclusiv Fiodorova se sufocau, că ea, Fiodorova asta care mă mai invită câteodată la televiziunea unde se află ea acum, și acum se sufocă. Dar își demonstrează frustrările pe care le-a avut ea atunci când era nevoită să mă invită la Jurnal TV. Dar eu de ce vă spun chestia asta? Ca să nu mă abat foarte mult. Deci atunci eu găsesc o explicație pentru televiziunile atunci plătite de filat, că Jurnal TV cred că era plătit de filat, nu știu, în afară de Victor Țopa, cred că era plătită, sau nu Jurnal TV era plătit de filat, erau plătiți jurnaliștii de acolo. Și ei ca și cum li se încălca independența lor, că erau nevoiți să mă invite pe mine, cred că patronii le cereau. Filat îi plătesc, dar patronul îi cere să mă invite, că avea și salariu acolo. Deci, spun încă o dată, încă poți găsi vreo lămurire. Domnule, instituție privată, că-i mafiot, că nu-i mafiot, nu contează, ăla îl plătește, el muncește pentru dânsul. Domnule, dar de ce nu muncesc și acum pentru patronul lor, pentru Uniunea Europeană? Că sunt plătiți din programe ale Uniunii Europene. Iar patronul lor, care este Uniunea Europeană, instituția Uniunii Europeană, ar fi interesat ca aici să existe libertatea cuvântului, libertatea și dezbaterii și libertatea exprimării. Asta ar fi ei interesați, nu să manipuleze ei în halul ăsta. Deci, ce s-a întâmplat ieri în presa moldovenească, când un subiect de interes public, cum ar fi cazul lui Stoianoglo, ar fi trebuit să fie pe bordiera tuturor mijloacelor de presă. Deci ei toată ziua, deci eu ce cred că s-a întâmplat ieri? Eu cred că ieri noi am văzut doar consecința unei acțiuni mari pe care a făcut-o această guvernare
prin tot felul de lobby, prin acces în cancelaria de la Strasburg, au trăgănat publicarea acestei decizii CEDO, cum o sutorăgăneze și pe cealaltă, care este mai important, că pe două dosare Stoianoglu este la CEDO, nu poți să influențezi deciziile judecătorești CEDO, slavă Domnului, dar poți să umbla la cancelare prin moldoveni, prin români, prin nu știu cine, și să te răgănezi că există un termen de publicare. Și eu cred, eu nu mă ocup de teorii de conspirație acum, dar așa pare să fie că această decizie care a fost murată acolo a apărut acum, când nu sunt talk show-uri, când nu se dizbate la televizor ca să nu scoți problema asta în evidență. Când au campania asta electorală anostă și absurdă. Anostă, absurdă, comică, cum vreți. Gata, talk show-uri nu-s, iar în știri manipulez. Dai dimineață, de dimineață încep că Stoianoglu a fost despăgubit pentru greșeala care au făcut-o instituțiile de drept de aici, de a nu-i da acces la justiție. O boțești cumva așa și el a fost despăgubit cu 3600 de euro. Eu spuneam că asta e, deci mentalitatea presiei de aici este mentalitatea violatorului, care consideră că după ce a făcut-o un viol, poate plăti victimii cu bani. Și tot satul acceptă chestia asta, că el e flăcău, așa, fiercheș, că el parcă e dintr-o familie bună și la urmă urmei ce i-a făcut dacă a violat-o. Îi dă un ban și scapă de chestia asta. Așa e mentalitatea. Așa, păi și ea să nu umblă cu fustă foarte scurtă, să nu provoace și ea. Asta e mentalitatea. Deci asta era că statul dă un ban și am scăpat din Stoianoglu. Ba mai mult decât atât, noi putem să ajungem în Europa fără Stoianoglu. Dar ce contează Stoianoglu? Ce contează că eu fost încălcate toate drepturile? Noi doar vrem în Europa. Catastrofă. Catastrofă ceea ce a fost în presa de ieri. Și vă spun că eu astăzi am stat și am așteptat emisiunea lui Gheorghe Gonță. Puteți să spuneți ce vreți, dar Gonță la ora actuală salvează într-un fel, este o excepție care confirmă regula și salvează cât de cât presa liberă și independentă de Republica Moldova. O emisiune mult mai bună decât conferința de presă a lui Stoianoglu de ieri. Mult mai bună. Eu nu o să mă apuc acum să vorbesc despre motivele de ce conferința de presă ieri a fost așa. Mă gândesc, eu mi-amintesc și eu când mergeam la conferințe de presă și mă ignora presa, nu erau conferințele de presă atât de bune, pentru că te simți marginalizat, n-ai pentru cine vorbi, stai și vorbești cu pereții goi, îți vine cârnați, slavă Domnului a venit îmbrăcat, n-a venit în slipi acolo. Am înțeles că a mai fost cineva, Vlad, cred, nu știu cine e, poate pornesc ăștia acum cu narațiunea Privet Vlad, că așa i-au creat lui Stoianoglu acea legendă cu Privet Sladec. Așa fac pușlamarele astea atunci când vor să-și bate joc de cineva. Deci, nu știu cine a mai fost acolo. Cred că a mai fost vreun ziarist. Nu știu de unde rătăcit acolo. În rest, presa a așteptat să-i vină foaia pregătită de grebincea, ca ce să spune Sara la știri. Și i-au dat iară cu 3600 de euro care îi va primi Stoianoglu de la statul Republica Moldova. Și la urma urmei, așa, îi dau 3600 și am scăpat de Stoianoglu. Cam asta era ideea. Și pe urmă vine grebincea, ca să înțelegeți cine este căzătura asta umană, grebincea. Dom'le, ăsta îl poți prinde în toate mânăriile care au fost făcute împotriva justiției din Republica Moldova de la Plahotniuc până acum. Dar uns cu toate ale firii europene. El s-a băgat peste tot. El și acum înțeleg că vrea să fie judecător la Curtea Supremă de Justiție. Cum credeți că o să judece pușlamaua asta? Pentru că el este actantul cel mai important și în cazul Stoianoglu. El era prins de mână comunicări cu Viorel Morari, cu alții și așa mai departe.
Astăzi, la Gheorghe Gonța, a ieșit în primul rând un cetățean a Republicii Moldova, un om, pe nume Alexandru Stoianoglu, care a ajuns în condițiile astea, a ajuns procuror general odată. Și care astăzi un om a vorbit despre oameni. Cretinii ăștia vorbesc doar despre dosare politice, despre luptele lor politice. Iar omul ăsta, din prima zi când l-am văzut și până astăzi la Gonța, a vorbit despre oameni. El a spus cum i-a tratat pe oamenii din Republica Moldova, care au dreptul la justiție, au dreptul să nu li se inventeze dosare penale, au dreptul să nu fie arestați, reținuți, să nu li se facă percheziții. El a vorbit despre oamenii din Republica Moldova. Un om a vorbit despre oameni. Mai căutați unul în țara asta care să nu fie partizan, care să nu îndeplinească, să nu fie pristanda, să nu îndeplinească ordinele vreo oricare guvernări. Și oricine vă spune că pe timpul lui Stoianoglu business-ul din Republica Moldova a început să nu se mai teamă de procurori. Să nu se mai teamă. Dacă a avut o problemă și o rezolvă cu altcineva, nu-l mai comandă partenerul lui, nu mai dă, nu se mai duce să plătească procurorilor, polițiștilor ca să-l aresteze, să ia averea și așa mai departe. Asta s-a întâmplat pe timpul lui Stoianoglu. Și el astăzi despre asta a vorbit. Deci în momentul în care altul ar fi ieșit să vorbească despre cretinii de la guvernare, el a ieșit și a spus ce a făcut ca om pentru oameni, că asta e procuratura. Acum să vă spun o chestie. Tâmpiții ăștia nesăbuiți, dacă ar ști ce le se va întâmpla, dacă ar înțelege la ce riscuri s-au expus ei ca oameni, că nu o să reușească doar toți să fugă. O să fugă Maia Sandu, o să fugă Spânu, Litvinenko, ăștia vreo câțiva o să reușească să fugă, dar restul încă o să rămână. Procurorii care astăzi îi servesc o să-i ajungă din urmă, că ei așa au făcut întotdeauna. Iar dacă o să furgă, o să-i caute. Mă înțelegeți? Deci, dacă ăștia ar înțelege ce li se întâmplă lor, eu cred că ei ar fi cei mai interesați să-l întoarcă pe Stoianoglu în funcție de procuror general. Acum ascultați-mă atent. Deci eu cred că ei ar avea interesul personal. Ba mai mult decât atât, CARP ar avea interesul personal, că nu reușește să fugă. Și o să-l persecute nu Stoianoglu, dar cei care au luat legenda lui, cei care au luat denunțul lui spre executare. Deci ei nu trebuie, deci ei dacă l-ar asculta atent pe Stoianoglu și ar înțelege ce este Stoianoglu, ar înțelege că doar Stoianoglu probabil în toată justiția moldovenească ar putea să le asigure lor dosare care să nu fie abuzive împotriva lor. Pentru că toți cei pe care i-au folosit ei împotriva lui Stoianoglu îi vor persecuta pe ei, îi vor alerga pe ei peste tot. Așa cum l-au servit Plahotniuc și acum ca și cum îl aleargă. Grebincea a doua zi va săvârși aceleași porcării împotriva lor, așa cum a făcut altădată. Eu vă zic, eu vă vorbesc și eu încă nu pot să cred că e posibil așa ceva. Ca ministra justiției, ca ministrul justiției să spună că o decizie CEDO este consultativă. Eu nu pot să cred, până acum vă spun, dar nu pot să cred că ei le spun ziariștilor lor de buzunar, cățelușilor lor de companie, să spună prin știrile lor că guvernarea asta
Nu are vreo obligație decât să-i dea 3600 de euro lui Stoianoglu. Ori statul ăsta a săvârșit o crimă. L-am auzit pe Carpu cel al lor astăzi spunând că s-a încălcat ceva de procedură acolo, nu pe fond. De parcă pe fond există dosare. Întâi că nu există dosare pe fond, dar doi că dacă ăștia sunt europeni trebuie să știe că încălcarea procedurii este crimă. Pentru care trebuie să răspunzi într-un stat de drept. Eu mă indignam ieri, eu eram ieri necăjit și pe modul în care s-a prezentat Stoianoglu. Eu n-aș vrea ca un procuror general și un om ca el să comporte ca o victimă a acestei justiții. Slavă Domnului, astăzi la Gonța am văzut altceva. Sper că el începe să lupte și să înțeleagă că chiar dacă simțul lui, eu vă spun acum o chestie, eu nu știu care este, eu nu-l cunosc pe omul ăsta. Eu îl văd doar că el e om cum se cade. Dar când spun că nu-l cunosc, eu nu știu, doar fiecare om, indiferent că el e procuror general și are o idee, o spun el și eu îl cred în asta, că el vrea să facă justiție. Vrea ca legea să nu fie încălcată. Vrea ca oamenii să fie tratați ca oameni de către procuratură. Nu ca obiect de muls și de băgat în pușcării și de persecutat. Eu aici îl cred. Eu nu știu conceptul lui ideologic. El probabil că poate să fie mai sovietic la mentalitatea. Eu asta nu știu. Poate probabil că e pro-rus. Probabil că pentru dânsul, probabil că el crede în ceea ce îi spun ăștia de stânga, că în Europa e la fel ca și în Rusia. Probabil că el nu are încredere și are motivele lui să nu aibă încredere, pentru că, la drept vorbind, prin lobby-ul pe care l-au făcut ăștia, ei au avut trecere pe la cancelarii occidentale. El n-a avut. Sfatul meu este ca el să bată la ușa cancelarilor occidentale. Sfatul meu este că dacă nu cunoaște engleză, să-și iei un traducător de engleză și să ducă la Strasbourg, să ducă la Bruxelles. Să ducă și să ceară audiență. Nu la ambasadorii ăștia, nu domnul Stoianoglu, nu domnul procuror general Stoianoglu, nu la ambasadorii ăștia. Pentru că trebuie, cred că, să înțeleagă că ambasadorii de aici, uitați-vă la ambasadorul cel al Uniunii Europene, el trăiește pe altă lume. El nu există, el n-are față. Sau uitați-vă la ambasadorul, pare rău, la ambasadorul Statelor Americe și comparați-l cu Hogan. Comparați-l pe Hogan, cu Hogan. Eu nu știu ce face el, eu l-am văzut zâmbind și pe la sărbători de astea. Și trebuie să înțelegem că o țară ca Republica Moldova, și atunci când trimiți un ambasador într-o situație internațională complicată, îl trimiți nu pe cel mai bun, probabil, în Republica Moldova. N-am nimic cu ei. Dar eu acum îi spun lui Stoianoglu să ducă, să meargă la Bruxelles. Pentru că spațiul Uniunii Europene le dă șansă tuturor și pușlamarelor de Maia Sandu și o să-i dea șansă și lui. Nu la Vasilică Zihvrin Mureșan, dar să încearce să meargă la alții, la comisie, la polonezi, la cehi, la slovaci, cei care o să-l audă. O să-l înțeleagă și în rusă. Nu-mi place chestia asta că el e conștient că pe timpul lui Maia Sandu nu poate reveni în procuratorul general. Asta vorbește despre faptul că omul nu mai are încredere în instituțiile europene. Eu îl îndemn să aibă încredere în instituțiile europene. Pentru că în rest, la el totul e în regulă. Cu omul ăsta totul e în regulă. În afară de o cumscădenie care îl duce în zona
în zona neîncrederii în propria persoană, cred eu. El are impresia că ăștia care îl asistă din avocați, am impresia că el crede că ești mai bun ca dânsul. Am avocatul cel de ieri, l-ați văzut. Că știe să scrie petiții la CEDO. Foarte bine că știe să scrie petiții la CEDO. Cred că este plătit pentru asta. Dar în rest, trebuie Stoianoglu să știe că el este mai bun decât avocații lui, decât mulți alții. Eu nu știu. Eu bănuiesc el probabil că el crede că a fost justiție și în Uniunea Sovietică, că este justiție și în spațiul ăsta și cu omenia poți face ceva. Probabil că aici e problema lui. Eu însă îl încurajez să înțeleagă că justiția este în Europa, acolo statele de drept. Și acolo are șansă și el. Chiar dacă experiențele lui de aici sunt dure și destul de stresante. Cum a fost stresante, probabil, ceea ce a văzut el în ambasadorul Uniunii Europene de atunci, Mihalcu, care avem toate motivele să bănuim că a fost mai degrabă reprezentantul unor clanuri mafiote din țara lui decât al Uniunii Europene, din Slovenia. În Bibați, pe acolo, adică încrucișați acolo, în crengătură cu mafia italiană, cu cine mai sunt ei pe acolo. Pentru că Mihalco a făcut lobby pentru Transilvania Bancă, pentru Victoria Bancă, pentru Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a fost direct interesată ca Stoianoglu să nu ajungă până la furtul miliardului. Unde a fost implicată banca asta? Aici e marea problemă, iar Stoianoglu trebuie să înțeleagă că Transilvania Bancă nu este România, iar Banca pentru Reconstrucție și Dezvoltare nu este Europa. Aici cred că eu n-am altă comunicare cu Stoianoglu decât să încerc să spun aici, poate aude. Să aibă mai multă încredere în instituțiile europene. Unde el, sunt sigur că poate avea mai mult șanse chiar decât ăștia. Iar ăștia vor avea nevoie de Stoianoglu. El de aia trebuie să revină în funcție de procuror general, acum o spun și cu ironie, până la sfârșitul mandatului Maia Sandu, pentru că chiar ea va avea nevoie de dânsul ca să o salveze de abuzurile procurorilor pe care i-a folosit ea împotriva lui Stoianoglu. Mă înțelegeți ce vă spun? Pentru că eu îl cred pe Stoianoglu că el și-a făcut o meserie din a servi dreptul și că în plus mai este încă om confiscat. Toate dosarele penale împotriva lui sunt făcătură. Ca și multe mii de dosare făcute împotriva cetățenilor țării a cărui cetățean este Stoianov. Noi îl sprijinim, noi diferiți care îl sprijină pe Stoianoglu, îl sprijinim din motive diferite. Eu îl sprijin din motivul, exact din motivul despre care vă vorbesc acum. Eu la meeting-ul în sprijinul lui Stoianoglu m-am întâlnit cu tot felul de reprezentanți a lumii ruse, socialiști, comuniști și eu n-am avut nicio ezitare să vorbesc la meeting-ul ăla. N-am avut nicio ezitare, știind că îmi pun atâția cretini în cap, care o să mă linșeze public că eu sunt în aceeași tabără cu Dodonii, cu toți ceilalți. Nu m-a interesat deloc, pentru că eu am încredere în forțele mele și în încrederea mea în instituțiile europene. Eu în asta am încredere. Și pe mine nu mă poate abate nimic din drum. Iar turma asta care merge după Maia Sandu
Turma asta nu merge spre Europa. Turma asta nu este europeană. Cârdul ăsta de behăituri, de behăit, nu merge în Europa. Sau dacă ajunge în Europa, o să fie o problemă pentru Europa, pentru România, pentru Europa, nu foarte mare, că nu s-a așa de mult. Turma asta a Maia Sandu nu se deosebește de turma aceea a lui, Șor și a lui Dodon. Turma asta vrea aceeași satisfacție ca și turmele celelalte. Eu sunt mai bulversat acum seara decât am fost ieri, când nu mi-a plăcut conferința de presă. Sunt mai bulversat pentru că ceea ce a fost la Gonța astăzi e exact ceea ce am așteptat ieri. Și nu îl învinuiesc pentru că omul nu-i specialist în comunicare. El nu-și angajează, pur și simplu îl sfătui, nu-și plătește bani, el își plătește avocații, el nu-și plătește directori de imagine care să-l învețe cum să comunice, cum să-și îndrepte sprinceana, unde să spună o vorbă, nu-l are pe Boțan care să-i spună unde să tragă cu mitraliera și cum să mintă lumea asta, cum să ducă turma asta în folosul lui. El nu-i sofisticat, el vorbește așa cum este. Asta s-a văzut astăzi la Gonță. Eu îl îndemn să aibă mai multă încredere în instituțiile europene și să știe că acolo, așa cum a stat la CEDO, chezășia, dreptului, adică justiției, așa stă la Bruxelles, chezășia faptului, stă chezășia șansei. Chezășia șansei pentru el să ajungă și să-l audă oamenii acolo. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, deveniți membri ai comunității noastre pe YouTube dacă vă puteți permite și deveniți și patroni dacă vă puteți permite. Eu o să trec acum la contextul internațional și o să trec pe urmă să vă răspund la întrebări. Bunii mei prieteni, noi ne aflăm într-un punct al istoriei pe care o trăim noi, al vieții pe care o trăim noi, unde omenirea ajunge din nou la o anumită confruntare. Deci această confruntare probabil că nu poate fi evitată. Semn este discursul lui Biden de acum câteva zile, în care el a spus cu subiect și predicat despre această confruntare mondială. Deci el a spus câteva lucruri. El a spus că omenirea a ajuns la o eu traduc acum în sensul nu din engleză în română, ci o spun cuvintele mele, așa cum am înțeles-o eu. Deci el a spus că omenirea a ajuns într-un punct în care în următorii câțiva ani de zile se va decide soarta acestei lumi moderne, în care eu deja dezvolt subiectul și spun barbaria să nu poată să se urce asupra lumii civilizate, iar barbaria, el o spus-o care, axa o spus-o care. Fiți atenți, n-a spus și Pechinul. N-a spus Pechinul, iertați, Beijingul. Deci, a spus Putin, Hamas și Iranul. Asta a fost trasată axa răului. Noi știm că și Beijingul ca și cum ar sta în spatele lor, dar nu este sigur. Eu cred că Chinei i-a fost lăsată oportunitatea să aleagă unde va fi. Va fi cu Occidentul? Sau va fi cu axa răului?
Putin, Hamas și Iran. De ce? Pentru că Beijingul are o problemă. Beijingul are China genetică, China aceea care aparține civilizației, unei vechi civilizații. Mă refer acum la insula unde s-a retras armata lui Chiang Kai-shek după ce comuniștii au învins-o. Acolo s-a dus nobilimea chineză, acolo a plecat China. Iar continentul, acolo unde era China, a venit molea asta comunistă. Cu sânge pe baionete. Iar China asta, care acum a mers pe calea occidentalizării, cel puțin în economie, a întors proprietatea privată, are o șansă să revină la civilizație dacă nu se aliază cu axa răului, ci cu Taiwanul, cu China adevărată. Pentru că Taiwanul nu este o zonă separatistă. Taiwan este China veche, este civilizația. Adică China asta comunistă are șansa dacă nu trebuie să vină spre Occident, trebuie să se ducă spre Taiwan, care este adevărata China și care nu-i zonă separatistă. Care este China adevărată și niciodată nu au vrut să se separe de China. Nu au vrut să fie comuniști. Aici e problema. Iar în această confruntare mondială, din păcate, tranșeile nu vor trece între Ucraina și Rusia sau între sectorul Gaza și Israel, ci va trece peste tot, inclusiv prin Organizația Națiunilor Unite, inclusiv prin Berlin, prin Paris, prin alte capitale mondiale, unde stă neomarxismul ăsta, comintern ăsta, care s-a distrat, o râgâit, o tras pârțuri și varsă venin acum pe banii capitalismului occidental. Pe acolo o să treacă linia de demarcație între noi. Mai este încă o tranșe, este așa zis și conservatori. Ăștia care chipurile pledează pentru valorile vechi și luptă împotriva cu homosexualității decadente din Occident. E o temă lungă. Eu vreau doar să vă spun că eu rămân și colegii mei rămânem și pe dumneavoastră vă îndemn să rămânem pe partea bună a istoriei. Iar când spun de partea bună a istoriei, mă refer în primul rând la evrei, la Israel. Pentru că toți neomarxiștii ăștia, toți ăștia de orice modă, la fel cum sunt și mai n-am spus o prostie acum. Căcărează-le astea din pas, pe aici, care se adaptează repede la mode occidentale, nimic mai mult, care mimează comportamentul lui Macron, a cui vreți. Deci ăștia de modă de asta, că dacă vedeți Maia Sandu, cam și-o închis pliscul vis-a-vis de Israel. Așa cum o tăcut atunci, făcea pace galbenă când Rusia a atacat Ucraina și care a umblat așa pe la hore și hramuri. Ca pe urmă, când o înțeles că pericolul de a ajunge rușii la Chișinău nu mai există, să înceapă a duduie că luptă. Fiți atenți ce vă spun mai departe. Ăștia, i-ați văzut, stângiștii ăștia au fost pe la toate comemorările Holocaustului. Ei au fost cei care au făcut tot felul de manifestări de astea, de flash mob-uri. Și n-au fost sinceri niciodată.
Asta se vede acum, când plâng de jelea palestinienilor. Și îi abandonează așa cum i-au abandonat tot strămoșii lor, cum i-au abandonat în lagările lui Hitler. I-au denunțat pe evrei. Ceea ce fac ei acum nu seamănă a comportamentului celor care au încurajat Holocaustul. Atunci când spun că palestinienii nu au atacat din senin Israelul, mă refer la comunistul ăsta de Guterres sau cum îi spune lui, din fruntea ONU. Evrei sunt tratați acum din nou la fel cum au fost tratați atunci, prin indiferență sau prin colaborare directă cu teroriști. Atunci, naziști. Nu poți să le ții celor care și-au văzut copilul schinjuit, ars, tăiete capete. Nu poți să le explice alora acum de ce ei n-ar trebui să atace sectorul Gaza. Da, respectarea drepturilor oamenilor, da, nu toți, în mod sigur, nu lumea arabă este de vină. Eu văd că, eu sper foarte mult că nu va exista o solidaritate cu Hamasul în lumea arabă. Pentru că, spre deosebire de cretinul ăsta de Putin, șeihii arabi au investit în infrastructură, s-au comportat cu biduinii lor mai bine decât Putin cu societatea rusă. Și acolo interesul economic prevalează, văd eu. Vor acum să pregătească, nu știu ce, olimpiadă sau e un sport departe, nu pot, trec în altă parte când se ajunge la sport. Nu, e foarte bine că vă interesați de sport, dar eu n-am timp pentru sport. Nu sport, că fac și eu sport, dar am de gimnastică, fac, nu, dar am de toată politica asta a sportului. Dar văd că ei vor să facă un campionat acolo, vor să construiască un oraș întreg pentru olimpiade sau pentru sport. E foarte bine. Asta înseamnă că oamenii ăștia merg spre civilizație. Că sportul ar trebui, în condiții ideale, să fie singura confruntare care ar trebui să o aibă oameni. Dar, din păcate, nu e așa. Iar atunci când vin războaie peste noi, noi trebuie să acționăm adecvat. Și acum să vă spun eu ce-i cu lumea rusă de aici și liderii lor. Câteva cuvinte și trecem mai departe. Sigur că ăștia sub presiune externă, că nu există niciun fel de guvernare externă aici. Aici există sprijin extern pentru bugetul lor și indiferență foarte multă pentru și toleranță pentru derapajele lor democratice. Asta este aici. Dom'le, dacă vă uitați la televiziunile lor, dacă vă uitați la cei ce spun ăștia care sunt dodonii ăștia care mai sunt acolo, de acum și uit, alușor, alu dodon, toți ăștia care sunt cu lumea rusă. Orice manifestare de securitate, orice acțiune care ar consolida securitatea Republicii Moldova, deodată coloana a cincea, agentura rusească de aici, începe să strige în gura mare că Maia Sandu vrea să ne bage în război. Asta fac toate rețelele lor. Doamne ferește, cel mai prost scenariu este că lumea asta ajunge la un război total, care știți că poate să aibă consecințe devastatoare. Poate să fie un scenariu un pic mai optimist, poate că fără să se utilizeze bomba atomică,
va fi o mare confruntare. Războiul ăsta va ajunge sub diferite forme în diferite zone a globului pământesc. Și asta este posibil. Și este posibil, varianta cea mai puțin, știu eu, terifiantă, este că China va merge spre Taiwan. Adică când spun spre Taiwan, e un pic metaforic. Spre Taiwan, spre civilizația, am în vedere. Și nu va merge în axa răului Hamas, Iran și Putin. Și atunci, varianta asta ne va da o șansă, dar nu orice variante. Toate strigătele astea ale lor că, domnule, că ne bagă în război. Păi dacă mergem pe logica asta, noi ar trebui acum să dărâmăm toate clădirile care se ridică deasupra coroanei copacilor, să nu fim văzuți cumva de la Tiraspol, să căstrăm bărbații, cam în narațiunea asta este și Maia Sandu, dacă vă uitați atent, că nu sunt departe unii de alții. Să tăiem unghiile femeilor ca să nu îi zgârie pe violatori și să fim o pajiște așa de oițe blânde, să nu facem nimic, să suntem neutri. Eu zic că noi trebuie să fim adecvați provocărilor care sunt, că nimeni nu va putea să se sustragă în cazul unei conflagrații de asemenea natură. Ucrainenilor este foarte greu acum, este foarte complicat. Dar ucrainenii au o șansă mai mare acum, când și republicanii și democrații se vor uni într-un efort comun să scoată Europa din rahatul în care au băgat-o Merkel, Macron, politicile astea pe care le-au făcut ei în ultima vreme până la acest război. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, îndemnați-i și pe alții să se aboneze și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Deveniți membri ai comunității noastre aici pe YouTube, contribuind cu cât de puțin puteți. Că dacă vom avea resurse, vom mai avea și șansă. Noi, Partidul Republica Unirii. Trec să vă răspund la întrebări. Domnul Canu Stoianoglu a declarat că Maia Sandu a devenit isterică când a venit vorba despre un dosar la Victoria Bank. Ce părere aveți? Deci sunt absolut sigur de asta. Dezvăluirea asta a lui Stoianoglu, el cred că a mai spus undeva, dar este foarte bună acum, ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Lobby-ul acela de pe lângă Victoria Bank s-a băgat pe lângă Maia Sandu. Eu nu mai spun că Maia Sandu a făcut jocul acelui grup transnațional, care iarăși Stoianoglu, vreau să înțeleagă, și alții, grupul acela nu este Europa, Mihalco nu este Europa. Ambasadorii ăștia, așa cum au venit aici, ambasadorul ăsta inexistent al Uniunii Europene, nu este Europa. În mod normal, guvernarea asta ar fi trebuit să fie taxată pentru ceea ce a fost făcută împotriva lui Stoianoglu. Pentru că dincolo de proceduri, de ce a fost, noi știm ziua aia, când omul ăsta a fost pur și simplu executat. Când presa asta, plătită de bani europeni, era fericită că Stoianoglu este executat în ochii lor. Pentru că acolo aveau treabă, morarii, morărițele, toți absolut la un loc, rațele, toți. Da? Eu cred că dosarul ăsta al Victoriei Bank, în spatele care stătea un grup de presiune, eu sper că ajungem vreodată la a afla ce a fost acolo. Da, ei s-au deranjat tare de investigațiile pe care le-a făcut grupul de procurori atunci pe timpul lui Stoianoglu. L-au executat. Exemplar, în ochii tuturor. Ministra Justiției Maia Sandu a declarat că CEDO are un rol consultativ. Ei chiar îi consideră pe toți așa de proști
Da, da, și suntem proști. Dar cum nu-i proastă societatea asta dacă tolerează așa ceva? Dumneavoastră ați văzut ședința Parlamentului în care s-a dezbătut o moțiune de cenzură făcută de niște căzături umane din opoziție împotriva acestor căzături umane. Noastră ați văzut ce era acolo. Noastră l-ați văzut cum a vorbit bolea asta, ministrul ăsta al agriculturii. Dom'le, nu pot spune un cu... Uite, eu nu știu, el probabil că a învățat poezia aia pe de rost, pentru care eu l-am lăudat într-un fel. Ba mai mult decât atât, când el a înjurat în șoapte la o conferință de presă, am zis, dom'le, mă rog, mai înjură oamenii, nu e normal, dar mai înjură Dumnezeu cu dânsul. Dom'le, da, să vorbească cum a vorbit el în ședința Parlamentului și să nu-l taxeze nimeni de la presa asta, de la organizațiilor astea de femei, să spună cu prostituatele de pe Scara Snaia, cu animale bipede, bă, în ce lume vă aflați, băi, cretinilor? Și ăla din ăla, înțeleptul, celălalt din prezidiu, grosul, celălalt să-l încurajeze, domnule, să nu-i spună, stați, domnul ministru, dar ce vă permiteți? Aici totuși e forul legislativ, aici e altă tribună, aici nu... Eu țin minte, eu am tras o rușine odată, v-am povestit eu mă în cazul ăsta, când am întors capul de la tribună, vorbeam, era Lucinski în Parlament, era președintele țării și eu, iată așa, era microfonul în fața mea și eu am întors capul și am spus, domnule președinte, dumneavoastră sunteți un ratat, referindu-mă la o gafă, la o porcărie mare pe care a făcut-o Lucinski, în raport cu țara asta, la Strasburg și așa mai departe. Adică era prea dur, dar era în limitele decenței. Dar când am întors capul de la microfon, lumea a auzit în sală, n-a auzit ratat, dar a auzit raat, adică ceva asemănător rahat. A fost un scandal pe subiectul ăsta și mie mi-a fost rușine teribil. Mi-am cerut scuze, mi-a părut rău. Dom'le, acum vorbesc într-o veselie, porcării. Iată, uitați-vă la ședința aceea a Parlamentului și o să vedeți imaginea acestei guvernări și a acestei societăți în mare parte. Pentru că dezbaterile astea, campania asta, ei nu se deosebește de ceea ce este actuala guvernare și opoziția lor, care e deopotrivă, e făcuți de o mamă. Chiar dacă aparent pledează pentru valori diferite, doar în aparență. Că dacă te uiți la stângiștii, la cominterniștii Mai Sandu, ei nu se deosebesc mare, tare mult de comuniști. Domnul Mocanu, în ziua când a venit decizia CEDO, Maia Sandu se fotografia cu un câine la vilă de la Condrița. Ea totuși are handicap? Cred că da. Cel puțin psihologic. Carp a declarat că el nu simte nicio vină pentru că are vreo parte la pierderea dosarului la CEDO. Omul ăsta chiar este un nemernic total. Da. Da, este nemernic omul. Omul este laș, este nemernic, plus că el a activat altădată în interesele lui Plahotniuc și cred că mai activează și acum. Este un nemernic, aveți dreptate. Deci nu puteți să-i cereți mai mult nimic. Deci omul ăsta senin a participat, cu multă seninătate, a participat într-un joc concertat, într-un grup criminal organizat de executare a lui Stoianoglu. Stoianoglu a spus ce a făcut actuala guvernare, m-a dat pe mâna bandiților. Ei l-au dat pe mâna bandiților din procuratură. Vă puteți imagina chestia asta? Iar bandiții ce e din procuratură, foarte curând o să-i alerge pe ăștia. O să le deschidă dosare și așa mai departe. Se repetă a treia oară. Dacă ar avea minte, măcar pentru asta l-a întoarce pe Stoianoglu să nu se abuzeze, să nu fie abuzat. Dacă ar avea măcar un elementar instinct de autoconservare. Cea mai
luptătoare țară contra Rusiei, după vorbile Maia Sandu, a semnat contract de termen lung cu Ciurganu, iar Poșta Moldovei a reluat activitatea cu Rusia. Câtă mizerie o să mai producă Sandu? Ați spus tot. Am văzut aceste știri și le-ați încadrat foarte exact. Permiteți-mi să merg la altă întrebare, că nu mai am ce adăuga aici. Domnule Sergiu, ce părere aveți despre scrisoarea lui Popa Vladimir? De ce crede Vladimir că marile puteri au hotărât unirea? Nu, el nu asta spune. El, eu cred că scrisoarea asta e despre foloase. Eu cred că scrisoarea asta e scrisoare foarte lumească despre unde știe Popa să-și pună repede fundul. Eu nu știu dacă prețul ăsta pentru realizarea unirii e mare sau e mic. Eu știu că atât biserica lui Vladimir, cât și biserica lui Daniel au multe manifestări anti-europene. Asta nu înseamnă că dacă, de exemplu, Vladimir le-ar spune turmii astea de moldoveni, mergem spre România și ăștia ar deveni unioniști, eu nu spun că asta ar fi rău. Dar eu nu-l cred pe popa ăsta. Eu nu-l cred. Eu nu cred ofițerii KGB. Eu mai aștept. Eu nu mă grăbesc să trag o concluzie, pentru că încă nu-i clar ce e asta. Kubreakov a făcut o scurgere. Kubreakov, care e la aurul Simeon, Simeon care luptă pentru biserica rusă a lui Loghenjar, că preotul acela numai pentru cauză românească nu e acolo, e pentru cauză rusească. Nu vorbesc despre faptele lui, că se spune că e cu multă mărinimie pentru niște copii. Dumnezeu să-l răsplătească pentru mila lui pentru copiii orfani, nu e o problemă. Dar cei ce a vorbit Loghenjar ăla, după ce a ieșit de la o ședință de judecată, aia e speculație curată. Omul speculează fără să clipească. Adică spune minciuni fără să clipească. Poate așa e la creștin, poate așa e la biserică. Mă refer la cei care merg la biserică. Eu nu merg la biserică de mult. Sunt creștin, dar nu merg la biserica lui Petru. Eu merg în biserica lui Hristos. Eu biserica lui Hristos o respect, dar biserica lui Petru, dar nu, îmi păreau că sunt câteva biserici a lui Hristos pe aici, am mai fost pe acolo, dar tot Petru era peste tot. Ăla care îi spunea lui Hristos că, hai, lasă, că ne crede lumea, uite, ne apucăm de făcut bani, asta e biserica. Și așa că, haideți să mai așteptăm cu chestia asta. Adică, ca să mă înțelegeți corect, unirea, fără să spun că unirea trebuie făcut cu orice preț, eu nu cred că trebuie făcut ceva cu orice preț. Dar cred că prețul n-ar fi prea mare să folosim scrisoarea lui Vladimir pentru unire. Dar eu nu-l cred. Eu nu sunt sigur că e chiar așa. Apropo, cei de la Moscova, nu știu dacă au confirmat această scrisoare. Deocamdată știm de la Kubreakov, nu știu, poate este și poate au confirmat-o și ei, nu știu. Dar să mai așteptăm, nu vă grăbiți. Ce credeți despre declarația lui Erdogan cu privire la Hamas? Cred că Erdogan se află într-o strașnică rătăcire. Tiraspol a început să facă un fel de îngrădire dintre Varnița și Bender ca să nu mai poată circula liber. Chișinău nicio reacție. Cunoașteți ceva? Nu, Chișinău trebuie să facă afaceri cu dânșii. Așa ca pe timpul lui Plahotniuc. Nu știu mai mult nimic. Am văzut și eu știrea asta. Dar Chișinău, l-ați văzut pe Serebrean acolo să se bată cu fundul de
în grădirile cele, ați văzut ceva la panorama asta de Serebrean? Ăsta trebuia să facă măcar o declarație în privința asta. Măcar să strige vine lupul. Domnul Sergiu Mocanu, cum vi se pare noul ministru al educației, Dan Perciun? În niciun fel. Nu-l mai văd, nu-l mai urmăresc, nu știu ce face. Bună seara, domnul Mocanu. Cum poți să trăiești într-un stat în care, dacă nu îi placi cuiva, chiar și unui procuror simplu, ești băgat la pușcărie? Da? Practica asta despre care au vorbit și Stoianoglu astăzi, ea a existat și până la Stoianoglu și după Stoianoglu. Stoianoglu, din cauza asta, a fost dat afară. Au coincis interesele actualei guvernări cu interesele bandiților din procuratură. Și în felul ăsta l-au executat public, în ochii noștri. Eu cel puțin am justificarea faptului că am protestat. Nu știu dacă e suficient. Da, asta a fost. Toată presa a fost solidară cu bandiții, cu guvernarea care era și ea solidară cu bandiții și au rămas până acum acolo. Plătiți pe banii europeni de data asta. Altă dată, cel puțin știam, chiar au plătit din banii bandiților. Dar acum iau bani de la europeni și lucrează pentru bandiți. Bună seara, domnul Mocan. De ce europenii sunt atât de toleranți cu cei din PAS? Mă refer la cazul Stoianoglu. Care europeni? Că europenii de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului n-au fost cu Maia Sandu, au condamnat-o pe Maia Sandu. Și pe toată gloata ei, pentru toată liota ei de nemernici. I-au condamnat. Și o să-i condamne și în al doilea dosar. Se pare că există decizia, dar există mânării prin care această decizie nu ajunge până la urechile noastre. Nu știu sigur, așa se vorbește, eu nu sunt sigur. Acei europeni sunt cu noi. Comisia de la Veneția e tot Europa. Există Comisia Europeană, care e tot Europa, există instituții care funcționează, există capitalismul european, care e tot Europa și e cu noi. Dacă Stoianoglu ar fi fost procuror general, acum erau condiții pentru investiții în Republica Moldova. Pentru că Stoianoglu a întrerupt practica dosarelor la comandă, arestărilor la comandă, reținerilor și perchezițiilor. Și a propus un plan de combatere a corupției. Bun, rău, putea fi discutat, răs discutat. Ăștia n-au vrut să... I-a sărit în sus când Stoianoglu i-a spus de dosarul furtului miliardului și că ușa de intrare spre a găsi miliardul furat este ușa de la Victoria Bank. Și asta e sărit țâfna mai sus decât clădirea președinției. Bună seara, domnul Mocan. Domnul Sergiu, chiar credeți că partenerii europeni nu cunosc ce fac ăștia? Eu personal cam încep am pune întrebări. Cum credeți? Bunii mei prieteni, o spun, poate ajunge și până la Stoianoglu și la dumneavoastră. Uniunea Europeană nu este o pajiște mioritică, așa cum ne credem noi. Nu există niciun fel de romantism acolo și lirică. Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană există și corupție, și lobby, și pușlamale, și comintern, și tot ce vreți există. Uniunea Europeană este mai bună decât lumea în care trăim noi, care seamănă mult cu lumea rusă, că acolo oportunități avem toți. Avem cel puțin o șansă. Cum a avut-o Stoianoglu să aibă dreptul la un proces echitabil la Strasburg, atunci când a fost executat aici. Asta este Europa. Și acolo chiar avem șansă să ne găsim oameni, să găsim instituții și să nu fim damnați, să nu fim cu stigmate în frunte.
așa cum e în lumea rusă. Iată diferență. Și nu trebuie să vă pierdeți încrederea în Europa din cauza unor politicieni care seamănă la, sunt mănuși, sunt la fel ca și ăștia, sau ăștia sunt la fel ca și ei. O mică mare solicitare. În serile de miercuri să cereți un compartiment, dicționar explicativ. Mulți confundă stat democratic și liberalism, dreptate și justiție, liberă, exprimare și anarhie, naționalism și fascism. Vă rog să repetați fiecare miercuri de ce Republica Moldova nu poate fi o țară neutră până nu-și face o armată de teren, de temut. Măcar aveți dreptate, desigur, măcar un fel de armată. Măcar se poate rezista câteva ore armata noastră. Deci, Constituția Republicii Moldova, pentru care eu în calitatea mea de deputat n-am votat din acest motiv, a fost făcută în ceea ce ține, deci ea este făcută după model european cu câteva bombe cu efect de lungă durată plasate de coloana a cincea a Rusiei în Republica Moldova. Neutralitatea este doar în interesul Federației Ruse. Sub nicio formă nu este în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Indiferent că sunt români, găgăuzi, bulgari, ruși, este doar în interesele imperiale, în interesele schizofreniei și paranoiei lui Putin. Iar Maia Sandu e neutră. Și atâta timp cât moldovenii vor vrea neutralitate, ea tot neutralitate o să vrea. Ce fac misiunile diplomatice? Observ că tac. Nu ar fi corect să le dea din deget. Suntem stat candidat totuși. Lumea este axată acum pe conflagrația mondială și este corect. Iar aici probabil că ne-au trimis ambasadori la odihnă. Credeți că mai sunt șanse de a-i forța pe ruși să retragă? Da. Rusia va pierde. Rusia va pierde. Pentru că Putin e din carne și oase. Și că Putin va muri, iar democrația occidentală nu va muri. Instituțiile occidentale nu vor muri, așa cum cred unii. Ele vor dăinui. Așa e construită lumea asta. Oamenii suntem din carne și oase și murim. Dar Rusia, cum e Putin? Putin ăsta, din păcate, va rămâne în capitele rușilor. Odată cu Putin, nu va dispărea Putin colectiv deodată. Dar încet, încet, sperăm că și Rusia se va democratiza. Acum este necesară o decizie la nivel mondial. Depinde foarte mult direcția în care o va lua China. Domnul Mocanu, ce părere aveți despre candidații la primăria Chișinău? Trebuie să recunosc că nici nu-i urmăresc. Adică văd niște secvențe, dar nu pot să privesc mult timp. Dar nici nu contează. Eu mai aproape de alegeri, o să vă îndemn să nu mergeți la alegeri. Să nu participați la hora asta a lui Maia Sandu. Dacă nu a făcut reformă administrației publice, dacă nu a făcut nimic ca această administrație să arate altfel, de ce dumneavoastră trebuie să fiți masă de manevră? Nu se rezolvă nimic la alegerile astea locale. Vă asigur eu, a doua zi, totul va fi la fel. Indiferent că vine sfârâia cu cel de Ceban, care după Dorin Chirtoacă oricine era mai bun. Sau că vând toți sfârâiecii ăștia care s-a vânt acum în lupta asta. Nu, de la asta rușii n-ajung la Chișinău.
De asta se ocupă ucrainenii, au grijă ucrainenii. Acum sau niciodată. Dacă nu acum, când? Am văzut că au făcut ăsta, carpul ăsta al lor, au făcut hulubaș de culoare galbenă. Domnul Ocan, ați avut situație când prima impresie despre om a fost greșită. Cât pozitiv, atât și negativ. Da, sigur că da. Foarte des am avut situații de noi. Eu am o problemă în sensul ăsta. Eu cu oamenii greșesc. Eu am greșit de multe ori. Dar cred că voi greși în continuare, pentru că așa e firea mea, așa e firea omului, în general, cred că. Eu pornesc întotdeauna de la faptul că un om pe care îl întâlnesc, un nou om, pornesc de la faptul că el ar putea fi om cum se cade. Și dacă s-a dovedit a fi altfel, problema lui. În primul și al doilea război mondial, SUA a fost în refugiu. În primul și al doilea război mondial, SUA a fost în refugiu. Va fi și de data asta SUA refugiu? Refugiu a fost în refugiu, a fost un refugiu. Refugiu este locul unde te adăpostești. Cum adică în refugiu? Statele Unite ale Americii a fost un refugiu după, în al doilea război mondial, cel puțin a fost un refugiu pentru evrei. Statele Unite ale Americii a fost un refugiu și înainte, după epoca post-columbiană, dacă v-am înțeles corect. Dacă cumva ați vrut să spuneți că nu s-ar fi implicat SUA, că nu înțeleg întrebarea dumneavoastră, vă greșiți, pentru că SUA a intervenit și în primul și în al doilea război mondial și acum va interveni în mod sigur. Domnul Ocanu, permiteți să întreb, de câte ori a fost atacată dinspre vest regiunea rusească și aia care au atacat-o, ce au vrut de fapt? Mai formulați-o, asta chiar nu înțeleg. De ce episodul cu Victoria Bank, de care spune Stoianoglu, coincide cu ideea lui Platon? Nu știu de ce coincide. Poate la fel cum coincide părerea mea în privința lui Stoianoglu cu foarte mulți din altă parte care ideologic suntem departe. Deci, dumneavoastră trăiți ceea ce v-a băgat presa asta în cap, că Stoianoglu ar fi omul lui Platon, ceea ce în mod sigur nu este așa. Ceea ce în mod sigur nu este așa. Platon a fost Platon care nu-i sfânt deloc, Platon care cred că a săvârșit o sumedenie de infracțiuni economice. Sunt sigur de asta. A fost făcut sapin spășitor pentru banii pe care i-a furat Plahotniuc. S-a pledat greșit, ca și în cazul Filat și în cazul... Înțelegeți ce vă spun? Eu considerându-l pe Filat ultima căzătură umană. Pentru ce a făcut în politică, pentru hoțiile care le-a făcut. Dar nici unul, nici altul, ei au fost executați de Plahotniuc, nu de statul de drept. Chestia cu Victoria Bancă, oho, încă o să ajungem și nu contează că are aceeași părere și Platon. Bună, mi-e prieteni, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Eu vă doresc o seară bună, vă aștept miercurea viitoare la aceeași oră la exercițiile noastre de discernământ.